Bun găsit, doamnelor și domnilor, se vorbește din ce în ce mai mult despre al treilea război mondial. Un război care va cuprinde, evident, și țara noastră. De aici provine îngrijorarea românilor. Sunt foarte mulți români care se înghesuie la granițe și care vor să plece departe, măcar câteva luni de zile, până trece urgia. Sunt cozi imense la pașapoarte și multe persoane care aplică pentru pașaport sunt trimise peste câteva luni să vină să-și ridice pașaportul. Ce se întâmplă? Dacă vine sau nu războiul, o să ne spună Carmen Hara, cea care a și prevăzut de altfel în urmă cu ceva timp că o să avem probleme cu rușii și că va veni al treilea război mondial. Una peste alta, situația este dezastruoasă, așa cum vedeți și dumneavoastră în fiecare zi la granițe, drama umanitară este fără de margini. Îi spun bună seara lui Carmen Hara și mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiunea noastră. Bună seara, Adriana, mulțumesc că te-ai gândit la mine și bună seara. Bună seara, eu îți mulțumesc că te gândești la noi mereu și mereu ne dai vești de data asta, într-adevăr, nu foarte bune, dar s-a dovedit încă o dată că ai dreptate. Da, nu vreau să am dreptate. Nu vreau nici să am noi. Dreptate cu nimic. Vreau ca totul să fie bine pentru toată lumea și să stăm liniștiți și să trăim în pace. Eu am așa o veste pentru toată lumea care mă ascultă. În următoarele 8-9 zile, cum ar fi până 25 martie de ziua de bună vestire și chiar de bună vestire, ceva se întâmplă aici. Lucrurile sunt extrem de tensionate și sunt pe muche de cuțit, precum le vedem, și de asta lumea nu știe cum acționează și acționează pe emoții negative, pe spaimă și pe frică, care sunt foarte normale, sunt firești să se întâmple. Adevărul însă este că în acest moment sau Rusia se asociază cu China și ei se simt atunci foarte puternici și nu le mai este frică de restul lumii, sau China nu va adera la această alianță cu Rusia sub influența lui NATO, sub influența Americii, deși în esență China totdeauna ar fi preferat să fie asociatul rușilor și nu asociatul lui NATO. Și dacă tu ți-amintești, eu am spus că pericolul, acum 2 luni am spus când am vorbit despre ce se întâmplă aici, că pericolul reprezintă de fapt China. China este un pion mare pe tabla de șah și poziția ei va determina dacă Putin într-adevăr se simte destul de puternic să atace restul lumii. Că vrea să o facă, incontestabil. Mai ales că acum este în ce se numește o stare de rage, de nebunie dusă la maximă. Toată lumea pentru el este un trădător și toată lumea trebuie pedepsită și nimeni nu-l mai poate liniști, pentru că el, din această bătălie, de fapt, iese înjunghiat, iese plătește. Undeva subconștient noi toți știm ce urmează pentru noi și noi toți plătim pentru faptele noastre mai devreme sau mai târziu. Deci plata vine și pentru el, dar următoarele zile, 8-9 zile, sunt definitorii pentru unde merge războiul ăsta. Pentru că războiul ăsta poate merge în 2 direcții. Sau se aplanează undeva într-un mod miraculos, ceea ce este posibil în aceste zile, sau escalează în ceea ce toți numim al treilea război mondial, care nici nu vrem să-l numim pentru că este o nenorocire care imaginația noastră nu și-o poate imagina, nu și-o poate realiza. Deci noi suntem toți pierzanie dacă intrăm într-un război cu arme nucleare. Nu scape nimeni. Eu, de fapt, ți-am spus într-un live recent că am avut această viziune nefericită și lumea se superase pe undeva să nu dăm vești proaste și nu vrem să proiectăm nimic negativ. Dar am avut această viziune cu bazele militare ale Americii fiind atacate și de asta mi-e frică de viziunea mea. Aș vrea să cred că am greșit. Dar dacă este o soluție să ieșim, ieșim acum.
până la buna vestire. După asta însă lucrurile ies de sub control. Deci aș vrea să cred că nu ajungem, am crezut totdeauna că acest război cu arme nucleare nu se va declanșa până la urmă și îmi susțin această părerea mea în pofida unei viziuni triste pe care am avut-o, continui totuși să cred, așa uitându-mă ca om obișnuit, uitându-mă ca un om care trăiesc în America și văd și urmăresc toate știrile și văd tot ce se întâmplă. Și în același timp urmăresc tot ce se întâmplă în Europa, dar părerea mea este că nu ne putem permite acest război și că el de fapt nu se va întâmpla. Să dea Dumnezeu să nu se întâmple, dar îngrijorarea e din ce în ce mai mare. Sunt foarte mulți români care pleacă din țară și asta spuneam și mai devreme, că cei care se duc acum să-și facă pașapoarte, poate n-au pașaport pentru copil sau poate le-a expirat pașaportul, nu mai iau cum să-și-l facă. Deci sunt programați undeva prin vară, iulie, august, cam așa, să-și facă noul pașaport, tocmai pentru că toate serviciile astea de pașapoarte nu mai fac față. Ceea ce înseamnă că sunt foarte mulți oameni care vor, cu orice preț, să plece din țară de frica războiului. Da. Vezi că multă lume a fost prinsă în situații din astea nefaste. Chiar m-a sunat cineva ieri care îmi spunea că este din Ucraina și a fost de multe ori la mine. Și mereu i-am atenționat să nu se întoarcă în Ucraina și soțul ei cu copii a făcut greșeala să meargă în Ucraina, să viziteze pe mama pe care era bătrână. Și au rămas acolo și nu mai pot să plece de acolo. Deci pentru că bărbații nu mai au voie să iasă din Ucraina. Deși sunt de fapt cetățeni americani, iată că sunt într-o încurcătură. La ora actuală nu știi dacă e bine să mergi undeva sau e bine să stai pe loc. Și să-ți găsești un loc unde un subsol, un subteran, un ceva unde să te ascunzi în caz de un atac, mai ales de un atac nuclear. Nu știu ce ne poate salva la un atac nuclear, să fim realiști. Vezi că se va trebuie doar să ne gândim nuclear? Că nu se întâmplă. Se întâmplă un atac nuclear? Nu. Să ne gândim că nu se întâmplă. Doamne ajută, bine că nu se întâmplă. Dar e foarte, foarte trist. Nu știu dacă la voi au ajuns imaginile cu refugiații ucraineni de la graniță, cu oameni care au plecat chiar cu ce aveau pe ei, cu hainele de pe ei, da, și cu copilul în brațe. Este înfiorător ce se întâmplă la acele puncte de trecere a frontierei. E adevărat, da, poate sunt și oameni care au avut ceva economii și l-au luat cu ei, dar sunt și multe persoane la limita sărăciei și care săracii n-au niciunde să doarmă, niciunde să mănânce. Uite, românii i-au ajutat. Chiar am văzut astăzi mai multe știri că li se oferă și locuri de muncă pe o perioadă limitată, e adevărat, pentru un an de zile, dar cumva să se poată descurca aici, să stea undeva și să-și cumpere cele necesare traiului. Da. Va mai continua deci exodul eu am ăsta? Am văzut multe reportaje la televiziunea americană în care toată lumea aplaudă atitudinea românilor, cum au deschis granițele, dorința lor de a ajuta pe ucrainieni este absolut extraordinară. Te emoționează până la lacrimi omenia românilor care au pus tot ce au din puținul lor, oameni simpli care și-au deschis ușa caselor ca să ajute pe cei care sunt într-o situație atât de disperată. Este absolut minunat, este divin, este superb, este dumnezeiesc ce au făcut românii. Și polonezii, iată că 3 milioane de ucrainieni au reușit să fugă, însă sunt încă foarte mulți acolo, care mulți dintre ei nici nu mai pot să mai iasă din situația în care sunt. Este un genocid, este o crimă, iar ieri se discuta la televiziunea americană că Putin este acuzat de a fi considerat un criminal de război. Și de fapt el asta ce face și se simte foarte încolțit, și se simte trădat și înconțit de cei din jurul lui, de oligarzii lui, de oamenii lui politici, de oamenii lui bogați, care toți vor să se detașeze într-un fel de el și pe care toți îi numește trădători. Dar în următoarele zile, știi că totdeauna există o intervenție a divinității, unor forțe superioare, a ceea ce noi numim Dumnezeu, care vine să facă justiție și să echilibreze. Există șansa unei porți spre lumină, există șansa unei
să scăpăm, să ieșim din situația asta. Și șansa asta este acum, nu peste o lună. Cum este vezi acum. Tu șansa asta? De unde vezi că vine șansa asta? Deci sunt două situații care văd că s-ar întâmpla. În primul rând, la adresa lui Putin, în interiorul lui, chiar în cei din jurul lui, am observat că stă extrem de departe de toți oamenii lui, nu se apropie de nimeni. Nu știu dacă ați văzut imaginea cu el la o masă și oamenii care lucrează pe lângă ei la, cum să spun, o distanță uriașă de el. Deci frica lui este bine întemeiată, pentru că sunt din jurul lui care ar vrea neapărat să-l elimine, are și el dușmănire lui, mai ales că încep rușii să-și dea seama că ceva din propaganda care o face el scârție și că sunt multe lucruri neadevărate. Iată că este o trezire și acolo în Rusia. Asta este pe de o parte, și pe de altă parte sunt niște manevre politice care vor intra în joc în următoarele zile, care s-ar putea să-l facă să reconsidere nebunia lui. Și pentru că dacă are vreo șansă să scape, nu ca președinte, că nu va mai fi președintele acestei țări în viitorul foarte apropiat, dar să-și scape măcar pielea, să nu plătească cu viața lui, șansa asta o are în următoarele zile, depinde cum lucrează pe tabla de șah. Ziceai că în anul trecut ai văzut o invazie la un moment dat, un conflict militar. Mi-aduc aminte că am făcut atunci o emisiune și că spuneai lucrurile astea și iată că acum se întâmplă ceea ce ai spus tu. Bun, ce o să se întâmple cu America? Că de fapt aici e războiul între America și Rusia. Da? Ucraina a picat la mijloc cumva, să zicem. Important e să nu pice toată Europa și să nu se declanșeze. Ucraina a fost un pretext. Nenorocirea este că dacă intră, ca americanii să intre în joc aici, Putin trebuie să facă o mică greșeală și el se apropie mereu de greșeala asta, adică să intre pe teritoriul NATO. Mai mult, cred că știți și voi, sunt niște încălcări a unei legi, s-a apropiat foarte mult de granița cu Polonia. Și în același timp s-a apropiat și de România, se pare că a aruncat ceva droneri pe teritoriul românesc. Astea sunt deja încălcări agreement-ului care a existat de la început, alianța asta nord-atlantică. Deci dacă călcăm alianța asta, războiul este iminent, se poate întâmpla în 24 de ore. Dar să spun, să știi precis, știu că am și eu foarte multe conexii în toate punctele cheie și știu din niște surse sigure că americanii sunt pregătiți pentru așa ceva. Sunt pregătiți și pentru un atac nuclear, sunt pregătiți pentru orice, pentru că îi dau seama că au de-a face cu un om a cărui reacții mentale nu mai sunt normale. Ce o să se întâmple cu România, Carmen? Vom fi și noi implicați în războiul ăsta între marile puteri ale lumii? Voi deveniți, cum să spun, voi sunteți sacrificați dată fiind poziția voastră geografică. În plus, nu aveți armată, nu aveți conducător, nu aveți nimic. Sunteți, cum spunem noi românii, copiii ploii și sunteți în aer. Este trist, este dureros, puteți să mă condamnați pentru vorbele astea, dar este o realitate. Românii nu s-au gândit nicio secundă la așa ceva și n-au potențialul armat să facă față. Dar vezi, noi jucăm aceleași cărți care s-au jucat în al doilea război mondial. Sunt aceiași player, sunt aceiași jucători. Intră în joc aceleași puteri. Deci asta e o repetiție karmică, e o repetare a unor evenimente care s-au mai întâmplat și continuă să se întâmple până când ceva se învață din chestia asta. Și ce trebuie să învățăm? Ce trebuie să învățăm? Păi ce trebuie să învățăm este că acest rău care există în om, această dorință de crimă, de ură, de răzbunare, de astea odată trebuie vindecate dacă vrem să existe o evoluție a umanității. Altfel nu putem să evoluăm și războiul ăsta se produce acum, scapă cine scapă, dacă scăpăm. Și dacă scăpăm și renaștem, vom crea din nou războaie, pentru că așa este un imprintul nostru la nivel celular, există această
în partea negativă a noastră, creierul ăsta de reptilă, suntem construiți în felul ăsta în care ne place să ne batem, să ieșim la războaie, adică și mai ales am avut conducători din ăștia care au fost dictatori și a care au ținut mâna pe putere la nesfârșit. Nu trebuie să permitem așa ceva. Iată că în America un președinte stă 4 ani, dacă e norocos stă 8, și poate fi contestat și poate fi atacat și așa mai departe. Și poate fi impeach, cum a fost Trump, a fost impeach de 2 ori. Asta ar trebui să se întâmple și în Rusia și în toate părțile lumii unde există democrație, civilizație, dorința de a da drepturile poporului să existe în normalitate. Eu însă sunt foarte convinsă că intervenția forțelor superioare, că noi toți ne rugăm la Dumnezeu și dacă românul are o armă, românul nu are o armă, cum să spun, armată sau nu are neapărat bombele necesare, dar românul are legătura lui cu Dumnezeu. Românul se roagă, românul crede, românul are ritualurile lui, are rugăciunile lui, are protecția lui. România e grădina Maicii Domnului. Hai să folosim această armă de rugăciune și să rugăm divinitatea pe Dumnezeu, fiecare de noi cum îl înțelegem, să intervină ca în aceste zile, inclusiv Buna Vestire, să se oprească nebunia acestui un singur om care poate arunca lumea în aer. Și dacă ne oprim aici, totul se oprește. Dacă ne oprim aici, dacă nu ne oprim, începe cea mai mare nenorocire, pentru că poate în războaiele trecute se băteau cu puști, cu pistoale, cu tancuri. Acum sunt altfel de arme deja. De într-un război din ăsta nuclear, să spun onest, nu știu cine scapă, anticipam mereu că de la aproape 8 bilioane o să ajungem la 4. Dar dacă intrăm într-un război nuclear, o să ajungem, poate cum eram când s-a născut Hristos, poate 2000 de oameni, ceva de genul ăsta. Umanitatea se reduce, adică mai rămân câțiva dintre noi care trebuie să supraviețuiască, că viața merge mai departe. Dar vom distruge planeta Pământ. Doamne ferește! Te întreabă telespectatorii noștri ce părere ai despre Zelenski, președintele Ucrainei. Zelenski vrea să dovedească că poate să facă democrație, că poate să pună pieptul unei puteri prin, cum să spun, un curaj nebun, absolut nebun. Și curajul de a fi omorât și el și familia lui și cei din jurul lui. Și toată lumea îl acuză că ar juca niște cărți. La ora actuală omul ăsta nu poate să joace niciun fel de carte decât cartea vieții lui și poate să-l coste existența lui. Deci eu am admirație și respect pentru acest om care ține pieptul. El ar putea să cedeze. Dacă cedăm, lumea ar spune, dacă el cedează, salvează viața la mulți din oamenii lui, dăm Ucraina la ruși și aici se încheie istoria. Partea proastă este că nu se încheie istoria aici. Câștigă Putin și urmează să ia și celelalte țări și atunci de aici puterea lui Putin de fapt crește. El ține piept și disperarea lui și faptul că roagă pe toată lumea să-l ajute, toată lumea mondială, toată lumea internațională, ajutați-mă într-un fel să opresc măcelul ăsta asupra poporului meu, este un strigăt disperat pentru democrație, pentru a păstra integritatea teritoriului și pentru a opri pe Putin să meargă mai departe după preluarea Ucrainei, că el nu se va opri aici. Nu se va opri aici, zici, dacă va prelua Ucraina. Dacă, deci dacă noi nu punem punct în următoarele 9 zile printr-o intervenție divină, și aici divin însemnând, nu se asociază China cu Rusia, și aici e la masa de tratative discuția în momentul ăsta, în următoarele ore, de când noi facem această discuție, rămâne de văzut rolul pe care joacă China aici, ca o mare putere a lumii. Asta e una la mână. Doi la mână, intervenția divinității care vine din interiorul Rusiei, care vine din interiorul unor oameni din jurul lui
care încearcă deja, asta văd eu în mintea mea, încearcă deja eliminarea lui, încearcă tot ce se poate ca să-l scoată din poziția asta de putere, dar eu rămân la părerea că ceva din astea două, amândouă, cred că vor reuși și că această situație se termină dintr-o dată pur și simplu și am scăpat de această nebunie. Așa ar trebui să fie. Dacă nu, atunci și dacă, cum să spun, există liberul arbitru și noi pierdem, înțelegi, în bătălia asta cu noi înșine, că noi ne batem cu noi. Noi nu ne batem cu nimeni, aici e trist, decât cu noi înșine. Și este o bătălie karmică, o repetare a unor lucruri pe care noi le-am mai făcut contra noastră. Omenirea a creat războaiele, nu Dumnezeu, omenirea a creat boile, crimele, nu Dumnezeu. Nu e nimic de la divinitate care nu vrea decât să fie pace, echilibru, să fie bine. Iată că noi suntem testați să trecem spre altă evoluție. Am spus totdeauna, sunt cei 11 ani fatidici, trebuie să trecem prin ei. Întrebarea este, vom reuși sau nu? Eu zic că da, și ne mai așteaptă o perioadă de multe încercări, dar măcar pe asta, dacă o trecem, avem o șansă să primim în viitor și să credem că copiii noștri vor trăi o altă viață începând din 2033. Să da Dumnezeu! Vreau să te întreb ce se discută în America despre acest conflict militar din Ucraina, despre acest război. Ce zic americanii dacă au ajuns și la voi refugiați din Ucraina, care poate au rude în America, poate au cetățenie, nu știu. Ce se spune la voi despre acest conflict? Părerile sunt foarte împărțite. Părerile în interiorul politicienilor americani sunt împărțite. Sigur că Biden, care este președintele, spune atâta cât îl condamnă toată lumea pe Biden, dar totuși el vrea să fie cât de diplomat posibil și să evite acest război. Iartă-mă că te întrerup. Se zice la noi aici cel puțin că Biden ar fi cam prea în vârstă ca să mai conducă America și că nu-l mai ține mintea. Mintea lui undeva a îmbătrânit. Un om la 80 de ani este un om care a îmbătrânit. Sigur că da, un om a cărui facultăți mentale nu mai e agerimea unui om de 50 de ani, de 60 de ani. Dar totuși să știi că Biden este, eu l-am cunoscut mult mai tânăr, când l-am cunoscut era cu mulți ani mai tânăr și era un om de bine. Văd și eu un declin al lui, care este un declin firesc pentru că toți îmbătrânim și nu ne mai simțim la 80 de ani cum ne simțeam când eram mai tânăr. Normal, logic, nu? Dar e în deplinătatea facultăților mentale și el este un om de bine. El este un om care el a suferit, care are compasiune, e un om bun la suflet față de alții. De exemplu, Putin, oricât ați vrea să spuneți că apără interesele Rusiei, dar el nu are inimă. Nu știu unde-i sufletul lui să vezi tu femei gravide omorâte, copii omorâte. Deci, unde e umanitatea din tine? Deci dacă tu n-ai suflet, asta te-ai descalificat ca ființă umană. Deci asta e diferența între ăștia doi. El o fi mai bătrân, o fi ramurit, cum vreți să-i spuneți, și-a mai pierdut memoria, dar suflet în el are, sufletul din el nu a murit. Și dorința lui de bine există și dorința lui de pace există. Însă diplomația este o mare curvă. Iertați-mă că vorbesc ca la ușa cortului, dar asta este un adevăr. Și aici cine suferă? Sunt bilioanele de oameni de pe pământ care sunt victimizați de niște oameni care conduc omenirea. Suntem la mâna cuiva care poate să arunce tot un aer. Însă peste acest cineva care se numește Putin, care pare să aibă atâta putere, există forța divină, există Dumnezeu și există o forță superioară care va face nu numai dreptate, dar va readuce echilibru. Și așa trebuie gândit, că în momentele astea de traumă, de panică, de disperare, să nu uităm niciodată că este ceva care există peste noi, care ține lumea asta în balanță și va duce, așa cum am trecut și prin COVID, așa cum am trecut și prin alte război mondiale, există sincronicități în universul ăsta, dar cea mai mare forță a lumii o reprezintă Dumnezeirea și ea există, iar noi românii trebuie să o accesăm
mă repet, să ne rugăm, să ne rugăm intens în fiecare zi. Nu să fugim, să ne luăm pașapoarte, să încercăm să scăpăm pe undeva, să ne scăpăm pielea. Este într-un fel și prea târziu, că dacă se întâmple oriunde ești, nu ești ferit. Deci iată că mai bine, scăparea este totuși în rugăciune și scăparea este în a vedea dincolo de acest moment. Deci și asta este de rugăciune, spune-le oamenilor cum să se roage, ca să le fie rugăciunea ascultată, pentru că oamenii vor să știe ce rugăciune să citească și cum să o citească ca să fie ascultată. Mai sunt rugăciuni extraordinare. Românii au rugăciuni extraordinare, au rugăciunea Sfântului Ciprian. Românii știu că există cei 151 de psalmi care se citesc timp de 3 zile pe nemâncate în picioare, ca să ți se împlinească ceea ce crezi. Rugăciuni la, bineînțeles, la Sfânta Marie, rugăciuni pur și simplu, simple din inima ta către Iisus, către cui vrei tu să te rogi, din sufletul tău este primit. Rugăciunile sunt primite pentru că deschid un portal spre o forță superioară. Deschid un portal al luminii, al universului. Și dacă ne-am rugat împreună, aceste aproape 8 miliarde de suflete când suntem pe pământ, la aceeași oră, în același timp, am ridicat frecvența energetică planetară și am putea foarte ușor, dacă toți în mințile noastre l-am îngrădit pe acest Putin în gândirea noastră și l-am pune într-o cutie, înțelegi, în mentalul nostru, și i-am tăiat forța și puterea, noi suntem mulți, noi suntem mai puternici, noi suntem energia colectivă a planetei, noi ăștia mulți. Nu trebuie să ne frică de un singur om care are dreptul la să apese un buton pe armă atomică. Deci iată că nu e el la puternic, puternică este omenirea și totdeauna omenirea a supraviețuit. Este o mare încercare, este o mare încercare pentru oameni pe pământ la ora actuală și nu e ultima. Mai urmează încercări. Încercări pentru un număr de ani în care intrăm într-un alt nivel de evoluție a conștiinței noastre, conștiința noastră, percepțiile noastre vibrațional, emoțional se vor schimba complet în anii care vin. Deci iată că trebuie să ajungem în punctul respectiv și drumul până acolo este foarte anevoios. Imaginează-ți că traversăm un pod care se poate rupe oricând. Asta e metaforic, descrierea unde ne găsim cu toți în momentul ăsta. Bun, la sfârșitul lunii, pentru că ne întreabă foarte multă lume, oameni care trăiesc și în frică în momentul ăsta, dar care și dacă n-ar fi venit această amenințare, trăiau tot supărați, tot nefericiți, tot neîmpliniți. La sfârșitul lunii avem o conferință importantă unde cei care vor să știe cum să scape de karma asta colectivă, karma de neam, cum îi zici tu, cum să scape de energiile astea negative și să-și facă viața mai frumoasă, pot afla soluții. O să te rog să-mi spui tu despre ce este vorba. Eu le zic doar atât, 27 martie, ora 17, o conferință online. Deci trecem, trecem prin aceste zile fatidice și ajungem la ziua de bună vestire. Totdeauna în religie bună vestire a fost o zi de mare, vestitoare de ceva. Și de data asta, dacă vreodată a vestit ceva în afară de venirea lui Hristos, ne va vesti ceva pentru viitorul nostru. Așteptați ceva să se întâmple în zilele astea și o să vedeți niște lucruri extraordinare întâmplându-se pe care nu le așteptați. Iar pe 27 vreau ca împreună să ne adunăm să vorbim despre configurația politică a României în momentul actual. Ce se întâmplă cu noi? Karma care România o cară de mii de ani și unde am ajuns, în ce punct suntem, karmele individuale, karmele de neam, de familie, efectele și impactul negativ asupra noastră, în viețile noastre private. Conferința este extrem de complexă și l-am invitat pe prietenul meu, extrem de evoluat spiritual, Dragoș Ovidiu Argeșanu, să vină și el să ne vorbească din punctul lui de vedere. O să îmbrățișăm diferite concepte, aspecte, o să vorbim personal cu toți participanții la această conferință, așa că noi vă așteptăm pe 27 să ne adunăm împreună, să ne rugăm împreună, să analizăm
datele, probleme așa cum sunt, să vedem în profunzime unde mergem și ce se întâmplă cu noi de aici înainte, cu fiecare din noi în parte, că fiecare din noi suntem locuitori acestei planete și avem dreptul la viață, la libertate, la pace, la bucurie, la abundență și la tot ce este frumos. Da, deci 27 martie la ora 17 și o să punem și afișul unde se pot înscrie cei interesați. Pot trimite un mail, conferinta@carmenhara.gmail.com și le dau imediat și un număr de telefon unde se pot înscrie, 0721-639-152, la domnișoara Flori, la asistenta ta. Deci mai zic o dată ca să audă toți, 0759-639-152, acolo vă puteți înscrie la domnișoara Flori, dar oricum vom pune pe paginile noastre de socializare bannerele de la această conferință, anunțurile, afișul, cum se spune, tocmai ca să vă puteți înscrie din timp. E o conferință care durează ore bune, deci pregătiți-vă, luați-vă o după-amiază liberă, dar în afară de ceea ce veți afla ca și informație, să spun, generală la această conferință, veți primi și un răspuns personalizat, fiecare în parte, de la Carmen Hara. Evident, răspunsul pe care îl așteptați cei care sunteți deja obișnuiți cu aceste conferințe pe care noi le facem, știu la ce mă refer și aici vreau să te felicit pentru puterea ta intuitivă de a vedea lucrurile în profunzime și de a vorbi cu fiecare participant, de a-i spune o vorbă bună și de a-i da soluția, pentru că fiecare om are nevoie până la urmă de o soluție personalizată. Da, eu am lucrat odată cu oameni, îmi place să văd prin om, să-i văd, cum se spun, slăbiciunile, să-i văd acțiunile de-a lungul vieții, să-i văd talentele, să-i văd evoluția, să-l văd unde poate să ajungă în viitor și încerc să-l iau dintr-un moment al lui, îl duc la momentul de greșeală și îl duc la momentul de iertare și îl ajut să treacă câteodată anumite granițe ale gândirii lui pe care e greu să le treacă. Așa că consider asta, fac de asta de o plăcere enormă, dar consider asta un dar și un ajutor divin, pentru că nu cred că e nimic mai frumos decât să poți să-ți ajuți semenii să progreseze, să evoluească, să se găsească pe ei, să creeze cea mai bună variantă a lor. Asta este cel mai important. De asta îi invităm pe toți la sfârșitul acestei luni să vină la conferință. Și pentru că spuneai că vezi prin oameni, te rog să ne spui ce ne așteaptă pe noi românii în această primăvară, pentru că cu toate anunțurile astea de calmare care vin de la guvern, stați liniștiți că o să aveți de toate, o să fie totul foarte bine, vedem de la oră la oră cum cresc prețurile. Deci o să fie o explozie a prețurilor foarte mari și românilor le frică de sărăcie în acest an. Vreau să te întreb din punctul ăsta de vedere cum stăm. La punctul ăsta de vedere nu stăm atât de bine și aici ne trebuie mult ajutor de la Dumnezeu, pentru că anii care vin, și nu numai este anul ăsta, din nefericire sunt ani de foamete, sunt ani grei. Și aș vrea să spun altfel, aș vrea să spun că nu vine belșugul peste noi, o să vină, dar întâi trecem, ce spune, cum spunea Schopenhauer, ca să ajung la progres treci prin haos, noi suntem în haos la ora actuală. Din orice punct de vedere ne iei, omenirea este într-un punct dificil, nu numai mental, al situației politice, dar iată că și a situației materiale. Parcă câte rele toate s-au adunat. Și parcă unele se completează pe altele, dar încet, încet găsim soluții, pentru că sistemul ăsta monetar dă semne de colaps. Și oricât se încearcă să se pună pe picioare și vor încerca să ridice interesele la bănci, vor încerca tot felul de artificii ca să readucă economia, lucruri care în trecut au mers, au funcționat economic. De data asta nu mai funcționează economic, pentru că de data asta este nevoie de o schimbare radicală. Radicală. Este ca un cancer care s-a întins în economie și a prins absolut fiecare părticică, a intrat în fiecare celulă economică. Așa că la ora actuală doar o schimbare, a tăia din
din rădăcini ceea ce se va întâmpla. O să ieșim din asta, dar durează. Durează. Vezi și schimbări politice majore în acest an, în această primăvară? Schimbări politice majore pe tot globul. Ăsta e anul schimbărilor politice, un an în care omenirea nu s-a așteptat dintr-o dată să cadă niște capete care vor cădea. Cât se cred ei de puternici, că au bomba la mâna lor. Eu am bomba și fac ce vreau. Dar am uitat un singur lucru, peste mine există ceva mai puternic decât bomba și decât mine. Și asta înseamnă sfârșitul acestor oameni care s-au jucat cu mintea omenirii, care s-au jucat cu sufletele oamenilor și care vor plăti. Ăsta e anul plăților. Și aici pe lista plăților sunt mulți. Sunt mulți și de la voi, sunt mulți din lumea internațională, sunt mulți oameni care vor dispare în anul ăsta. Se face o listă mare de oameni care au condus omenirea, a călor timp în conducere a ajuns la sfârșit. Deci este anul când se încheie multe, situații care au fost, multe personalități care au condus lumea, timpul lor se încheie în anul ăsta. E o listă mare. Și pe lista asta funcționează și din conducătorii voștri, care în primăvara asta își încheie mandatele lor, chiar dacă ei sunt foarte siguri că rămân în continuare pe poziție. La cine te referi? La care din la conducătorii voștri care îi aveți, pe care eu nu-i cunosc personal și nici nu-mi doresc, dar știu că aveți o listă începând cu peștele sămpute de la cap și continuăm. Da, și știi la cine mă refer, te spun de multă vreme de asta. Deci tu zici că în primăvara asta vor fi niște schimbări spectaculoase la conducerea României. Da. Adică ce se întâmplă cu președintele, cu Klaus Iohannis? Klaus Iohannis dispare, președintele Franței dispare, președintele Rusiei dispare, mulți dispare. Păi se pare că are cele mai mari șanse Macron. Nu mai ți se pare? Da? Că așa zic toți, că domne Macron are cele mai mari șanse acum să câștige alegerile. Da. Eram în 1989 când Ceaușescu a fost reales președinte, nu? Asta s-a întâmplat în noiembrie 1989. Și vorbeam cu tatăl meu, care îmi spunea că am greșit când am spus că el nu va mai fi președinte și că eu îl văd mort și că zăpad afară. Pentru că predicția mea a fost cu mulți ani înainte de a fi omorât Ceaușescu. Și s-a întâmplat exact așa. După ce el a ajuns președinte, după aia știți, e doar istorie ce s-a întâmplat. Da, știe toată lumea, da. Deci tu zici că în primăvara asta vor fi marile mutări. Iohannis va fi dat jos. Asta este ideea. Mari mutări. Partidele de la guvernare, PNL și PSD, vor fi date jos? Și unul din partidele astea nu s-au dovedit a face mare lucru pentru cei mulți. Trebuie recreat altceva. Românii sunt gata să schimbe totul, sunt gata. Îi vezi pe cei de la AUR să ajungă la putere? Îi văd aproape de putere. Pe George Simion? Da, încercând să candideze. Diana Șoșoac. Și ea încearcă să candideze. Cine foarte câștigă? Mulți adepți. Poftim? Cine o să câștige? Cine nici nu crede. Mai lăsăm și un pic de suspans. Nu pot să vă mai spun lăsăm, chiar tot. Da, da, e interesant. Deci nu o să știm încă. Dar vor fi alegeri anticipate? Da. Am înțeles. Da, interesant. Interesant. Deci după ce se termină conflictul din Ucraina, vine sărăcia peste noi, zici tu, românii ies în stradă. Și sărăcia a venit. Mai spune-mi sărăcia o dată. Sărăcia a venit. Nu mai trebuie să vină, că a venit sărăcia deja. Sărăcia a venit, dar o să fie și mai mare. Uite, întreabă da. Cineva dacă globaliștii vor fi dați la o parte. Da. Da. Și întreabă cineva... Și vor muri
din oamenii ăștia care conduc omenirea și nu știm de ei și există undeva, așa zisele, puteri secrete, așa zis și oamenii care cred că ei au totul și domină lumea și o să aveți și aici niște surprize uriașe. Cade un sistem, un sistem construit de noi, de oameni, de foarte multă vreme. Cade complet în anul ăsta. Incredibil. Războiul ăsta aduce multe, de fapt, care sunt dincolo de război. Dar tu vezi conflictul ăsta din Ucraina să se termine în 8-9 zile fără prea multă vărsare de sânge, că și așa e prea mult ce se întâmplă acolo? S-a făcut multă vărsare de sânge. Au murit atâția copii, au murit atâția oameni nevinovați. Și continuă să moară încă în zilele următoare. Pe mine mă doare că totuși nu s-a făcut nimic. Înțeleg de ce nu s-a făcut nimic. Logic, și totuși mă întreb unde este înțelepciunea lumii la ora actuală. Cum putem să fim mai înțelepți? Cum putem să acționăm, să fim atât de înțelepți încât să rezolvăm într-un fel pașnic și să oprim genocidul ăsta? Foarte, foarte complicat și din păcate suferă oameni nevinovați pentru că puterile lumii își împart câmpul de forțe, da? Câmpul de acțiune. Totdeauna e așa. Da, întotdeauna e așa, dar e foarte, foarte trist. Întreabă cineva dacă vor veni și extraterestrii anul ăsta. Extraterestrii există printre noi de multă vreme. Așa. Ne-au adus celularele, ne-au adus lumea asta electronizată, nu știu dacă ne-a făcut favor sau un defavor. El, însă nu-i vedem așa cum credem noi că arată ei, că ei sunt mult peste noi, așa că ei se pot transmuta, se pot transforma, îl pot lua diferite forme. Eu cred că am și cunoscut vreo doi extraterestri, așa, am stat de vorbă cu ei, se simte că nu sunt umani și se simte că sunt din altă dimensiune. Nu au sistemul emoțional care îl avem noi. Gândirea este altfel. Abilitatea minților este mult mai evoluată decât noi. N-au creativitatea noastră. Funcționează pe alte principii, la alt nivel de vibrație. Știi, noi suntem molecule care vibrăm la o anumită frecvență și asta înseamnă existență. Noi suntem forme energetice pentru că vibrăm pe frecvența noastră umană, însă ei vibrează la o altă frecvență și asta se simte. Da, interesant. Deci spui tu că vor veni anul ăsta și cumva îi vom vedea sau vor fi mai vizibili. Da, vor fi mai vizibili. Vor ieși din anonimat. Eu sunt prietenă cu Shirley MacLaine, actrița din Hollywood. M-am văzut cu ea de multe ori în viața mea. Și îmi povestea că ea a văzut, de fapt, un extraterestru. Când primul ei soț lucra la Casa Albă, spune că ar fi văzut cum arată și așa mai departe și cu ea am avut multe discuții pe tema asta. Ea scrie și niște cărți în sensul ăsta. Eu personal nu i-am văzut decât pe cei care s-au transmutat în formă umană, înțelegi, care au luat forma noastră. Da, interesant. Și întreabă cineva dacă noul viitorul președinte va fi bărbat sau va fi femeie. România ajunge să fie o condusă de o femeie, spun de foarte multă vreme chestia asta. Va fi bătaie probabil între Diana Șoșoacă și Laura Codruța Chioveși. Da, mai este o femeie și mai este încă cineva care nu știți. Aici este ceva la care trebuie să vă așteptați, la factorul necunoscut care totdeauna apare peste noapte. În mod sigur o să apară cineva de care încă nu știm la prezidenția. De care nu știți. Da, dar până atunci vreau să ne referim la momentul prezent. Momentul prezent când oamenii, iată, în continuare caută pastile cu iod. În continuare este o nenorocire că noi am mai vorbit despre pastilele cu iod zilele astea. A anunțat ministrul Rafila că în sfârșit se vor fabrica și în România aceste pastile.
și vor fi distribuite populației în caz de ceva. Vreau să te întreb, recomandarea ta este ca oamenii să consume aceste pastile, dar în anumite limite, cu indicații de la medic. Pastilele astea nu se iau la întâmplare și nu se iau numai ca să te previi ceva. Nu, astea se iau când e nevoie să se ia, când există o radioactivitate ridicată. Pastilele de iod se iau atunci când tiroida nu funcționează normal. În hipotiroidism se ia iod și se ia selenium masiv ca să se regleze funcționalitatea tiroidei și, bineînțeles, hormon tiroidien. Însă atunci când aveți o tiroidă superactivă, ceea vă face foarte rău sunt pastilele de iod. Deci fiți foarte atenți să folosiți asta numai în caz de radioactivitate, numai în caz în care sunteți avertizați că trebuie să luați. Dacă nu luați ce există radioactivitate, 100% o să faceți cancer tiroidian și alte forme de cancer. Deci nu ne putem juca și lumea știe chestia asta. Deci este bine să le aveți în casă în caz că veți fi anunțați, dar nefericirea este că radioactivitatea deja a început să existe, extrem de periculoasă, periculos acest Cernobâl, iată, și în alte puncte ale Europei poate să se producă o radioactivitate. Deci trebuie să avem foarte... Ăsta e un alt pericol de care trebuie să fim anunțați și să avem grijă. Da, și iată că am pus și acolo pe ecran mai multe stări prin care oamenii trec, adică mai multe feluri de emoții, emoții negative și emoții pozitive, și vreau să te rog acum, spre finalul discuției noastre, să le dai câteva sfaturi celor care ne ascultă, cum să iasă din modulul ăsta de frică, de întristare, de înfricoșare și să ajungă, iată, mai sus, să ajungă la iubire, la curaj, la voință, acceptare, cum să treacă oamenii din stările negative în stări pozitive. În primul rând trebuie să înțelegem că emoțiile negative, dacă le stocăm și ne blocăm în ele, în interiorul nostru, generăm bolile fizice. O emoție puternică de ură, de invidie, de frică, generează în organismul uman niște substanțe toxice care se eliberează în sânge și substanțele astea toxice atacă la nivel celular și așa se creează. Avem la ora actuală 100 de boli autoimunitare, cancerul, bolile digestive, cardiovasculare. Deci, nu stați în emoții negative. Primiți emoțiile și eliberați-vă. Faceți orice să vă eliberați și încercați să gândiți rațional. Ce fel de emoție am în mintea mea? E o emoție, irațională, e o emoție nesănătoasă. Care e emoția care mă domină? Urmăriți-vă emoțiile, pentru că noi toți avem o emoție dominantă de care nu știm, dar dacă conștientizăm că ea există și o detectăm, emoțiile se pot transmuta. Ele se pot transforma printr-o gândire a noastră logică, de la o emoție de ură, o transmutăm într-o emoție de iubire, o conștientizăm și o schimbăm într-o emoție pozitivă. Extrem de interesant, pentru că numai în felul ăsta ne găsim balanța și echilibru. Cum schimbăm emoțiile? Vedem ceva pe televizor care este foarte negativ, vedem cum au fost omorâți copii. Încercăm să contraatacăm emoția negativă, ducându-ne la noi în curte, în stradă și făcând ceva bine pentru un om amărât, pentru un copil, pentru un animal. Contraatacăm. În momentul în care noi acționăm, ajutând pe cineva, ridicăm în creier hormonii pozitivi. Și acești hormoni din creier, ăștia pozitivi, balansează cotacolaminele din creier și dintr-o dată avem o stare de bine, o stare de echilibru, starea noastră emoțională se schimbă. Deci nu stați în emoții negative, aflați-vă varianta cea mai bună a emoțiilor dominante, schimbați emoțiile din negative, conștientizându-le în pozitive, spuneți-vă mereu că vreți să fiți pozitivi, deci planificați-l mai mintea. Mintea se poate reprograma dintr-un program negativ într-un program pozitiv. Deci dacă vă dați seama că este frică, că sunteți deprimați, că sunteți anxioși, încurajați-vă. Ridicați ceea ce se numesc endorphins. Endorphins sunt acești hormoni de care... Și cum se face asta?
plimbați-vă ori în jurul casei, mergeți la gimnastică, puneți-vă o muzică în care dansați chiar dacă nu știți să dansați, meditație, învățați să respirați, coborâți nivelul cortisolului, care este hormonul stresului, la normal, pentru că stresul în exces duce și ăla la boală. Dar dacă noi medităm și stăm în pace și ne programăm de bine și ne spunem că lucrurile o să fie bine și noi suntem feriți și protejați, dintr-o dată se echilibrează toate stările astea emoționale și puteți controla situația în care sunteți. Cu emoții negative nu controlăm nimic și acționăm eronat. Da, Carmen Haras, mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Nu uitați, dragii mei, să vă înscrieți la conferință Carmen Haras și Ovidiu Dragoș Argeșanu, 27 martie, ora 17. O să punem bannerele pe paginile de socializare ca să moderator, acolo. Cea mai bună moderatoare a tuturor timpurilor, Adriana Pavlițeanu. Nu numai iubesc, că ea este și psiholog, mult, este ne un vedem om de bine atunci, și un suflet oricum, adevărat. Carmen. Da? Îți mulțumesc mult de dar tot. Dar ea este cea mai indicată cea mai să ne ajute parcare, momentele da. Astea. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Carmen, te îmbrățișez, să ai o zi bună!